Adorăm perfecțiunea doar fiindcă nu o putem avea. Dacă am avea-o, am respinge-o. Perfecțiunea este inumanul, fiindcă umanul este imperfecțiune. Ura noastră surdă față de paradis e ca rugăciunea nefericitei babe care își dorea o postată de pământ în cer. Firește, un suflet sensibil nu s-ar putea mulțumi cu extazele abstracțiunii și nici cu minunățiile absolutului. El are nevoie de un cămin primitor la poalele muntelui, de insule verzi pe măr de azur, de drumuri șerpuitoare printre copaci și de prelungite ceasuri de tihnă prin casele bătrânești de odinioară, chiar dacă noi nu le-am avut niciodată. Dacă e să nu avem parcela noastră de cer, mai bine fără cer, pur și simplu, va fi totul sau nimic, iar romanul nostru, căruia îi lipsește intriga, va lua și el sfârșit. Dacă am vrea să atingem perfecțiunea, ar trebui să dăm dovadă de o răceală peste puterile omului, însă atunci nu am mai avea nici inimă de om cu care să ne putem iubi propria perfecțiune. Ne minunăm admirând o de această tânjire spre perfecțiune care îi caracterizează pe mari artiști. Ne place felul lor de a se apropia de perfecțiune, dar ne place fiindcă rămâne doar apropiere de ea.